În această vară pornim împreună în caravana Digi24. Vino alături de noi în fiecare weekend. Trezește-te câștigător și descoperă România așa cum nu ai mai văzut. Bună dimineața și sunt imagini cu care în ultima perioadă v-am tot obișnuit din destinațiile de unde transmitem zilele acestea. Răsăritul de la mare, ce imagini, ce ilustrație, vreme frumoasă la mare. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Salutări de pe litoral în acest weekend. Suntem în stațiunea Jupiter, chiar la malul mării. Ar fi fost păcat să nu vă dăm bună dimineața chiar de aici, mai ales că, sincer, mie îmi place marea foarte tare. Haideți să vedem ce s-a întâmplat astăzi, de fapt ce s-a întâmplat azi noapte, într-o stațiune unde, cum să spunem noi oare, unde e foarte multă lume, dar e un alt fel de lume, pentru că așa ne place nouă să-i spunem, o altfel de destinație turistică, Vama Veche. Vă pot spune bună dimineața, chiar dacă la ora aceasta se dă stingerea în Vama Veche, pentru că da, noi suntem aici încă de când s-a lăsat întunericul, iar adevăratul freamăt în vamă începe odată cu răsăritul lunii. Totuși, chiar și la această oră găsim pe plajă câțiva temerari, oameni care au venit să vadă răsăritul soarelui aici în vamă. Este o priveliște de neuitat, însă despre felul în care s-a schimbat vama, pentru că vorbeați mai devreme despre asta, ne poate spune mai multe invitatul nostru de astăzi, domnul Adrian Voican, reprezentant al BB Touring. Bună dimineața! Mulțumim că ați venit să admirăm împreună acest frumos răsărit. Spuneți-mi ce este Vama. Vorbeam mai devreme de o stare de spirit. Bună dimineața, Cristina! Mă simt fericit să fiu gazdă a caravanei Digi24 Turist în România și în Vama Veche. Mă simt aici acasă. Am descoperit Vama acum 23 de ani. Eram foarte tineri și ne-am îndrăgostit pe loc. Ce e Vama? Am găsit un cuvânt în acești 23 de ani. Este vibe, este vibrație. E aproape miezul nopții, iar Vama s-a trezit la viață. Ea este Elena, după cum vedeți mi-am făcut și eu o codiță aici. Spune-mi, trebuie, ce reprezintă aceste codițe? Codițele acestea, actual, este o tradiție să pleci cu o codiță colorată din vamă. Un lucru e cert, nu ai trăit pe deplin experiența litoralului românesc dacă n-ai ajuns măcar o dată în vamă. Da. Bună dimineața! În asta, a doua oră a matinalului Turist Acasă, bine v-ați trezit cu noi în această dimineață, sperăm că vă beți cafea, pentru că avem pe parcursul acestei dimineți foarte multe propuneri pentru dumneavoastră. Bun, spuneți-ne, domnule Borhălescu, în situația în care ne aflăm, cu litoralul pe care îl avem, așa cum e, spectaculos în locuri, pentru că trebuie să spunem ce e. De ce ar trebui să vină românii în concediu pe litoralul Mării Negre? Cum ar trebui să-și facă un concediu românii pe litoralul Mării Negre? Și nu doar românii, până la urmă. Eu aș reveni puțin la prima afirmație pe care a spus-o dumneavoastră, ce lipsește, ce ne lipsește. Ne lipsește un lucru esențial, ne lipsește promovare, la nivel național și internațional, pentru că dacă promovezi un lucru, îl poți vinde. Nu-l promovezi, nu se vinde. Dacă noi îl promovăm foarte bine, atunci automat piața este cea care reglează oferta. Nu avem probleme majore în zonă din punct de vedere a calității serviciilor și atunci românii aleg să vină în România și la munte și la mare pentru că au ce să facă. O zi importantă pentru aviatori astăzi. E ziua aviației și sunt pregătite evenimente în mai multe locuri. De ce să nu vedem și noi din aer cum arată litoralul? Și o să-i mulțumim imediat Cristinei Oprea pentru că ea este la Tuzla acum și urmează să se urce într-un elicopter și să ne arate cum se văd plajele din aer. Și să sperăm că facem și cu mâna, trecând prin spatele nostru, Cristina. Bună dimineața din nou, dragii mei. Așa este, să știți că noi ne pregătim să vă privim de sus, însă nu la figurat, nu la propriu, ci la figurat. Suntem la aerodromul Tuzla și vom fi răsfățați cu această experiență inedită de către domnul comandant Standi Oprișor. Vom vedea aceste locuri frumoase. Corespondenții noștri sunt pregătiți pe tot litoralul, de la nord la sud, și vom vedea cu siguranță și experiențele lor, pentru că i-am pus în niște situații ușor dificile, dar cu siguranță vor fi frumoase.
Bun găsit, aș putea spune că este un loc magic aici, unde turiștii pot închiria embarcațiuni și să navigheze pe Marea Neagră, dar pot savura și preparate pregătite doar de bucătarii locului. Despre toate aceste lucruri ne vorbește invitata mea din această dimineață, domnișoara Ionela Pleșciuc, manager Marina Limanu. Ce este de fapt acest loc? Bună dimineața! Marina Limanu este un loc unic în România, chiar și în Europa, cu această infrastructură completă, atât cu hotel, restaurant, marină, sală de conferință, cât și spațiu de reparat embarcațiuni. Mulțumesc tare mult, într-adevăr este un loc fabulos aici, cunoscătorii îi spun micul Monte Carlo, așadar dacă sunteți pe litoral și nu numai, veniți aici la Marina Limanul. Haideți să le spunem un pic telespectatorilor unde ne aflăm acum și ce văd în imagini. Am depășit Neptun, acum ne îndreptăm către Jupiter, poate se vede Jupiter și Cap Aurora. Ne îndreptăm către Mangalia, ca după aceea să, la o înălțime de 300 de picioare, 300-600 de picioare, să ne îndreptăm către partea de nord a litoralului. Și uite cine e în spatele nostru, cred că o vedem pe Cristina și elicopterul care se apropie încet, încet de noi. Elicopterul care a plecat de la Tuzla și elicopterul care vrea să ne salute din mers astăzi de ziua vieții. Un moment oportun să amintim și faptul că această călătorie, caravana turistă acasă, este posibilă și datorită partenerilor noștri BB Touring Tour Operator. Foarte curând, așteptăm pe Cristina, îi facem cu mâna, desigur, de aici, de pe plaja din Jupiter. Iată, se apropie, vedem și noi, elicopterul este tot mai aproape. E o experiență aceasta să vezi chiar tot de litoralul de sus. Cristina, această experiență după ziua de astăzi. Să facem cu mâna Cristina. Cristinei. A ajuns elicopterul în dreptul nostru, elicopterul care a plecat de la Tuzla. Cristina, nu știu dacă ne vezi, noi vedem elicopterul. Noi îi facem cu mâna. Onor și suntem ușor invidioși, cred. Da. Pentru această călătorie, cel puțin aici e foarte cald. Ei, cu aceste imagini impresionante, luăm o pauză și revenim.